nivelul spitalului nostru am tratat până în prezent 119 noi născuți pozitiv COVID. Putem spune că am avut un caz deosebit, deosebit prin faptul că a avut un rezultat spectaculos. Am avut un pacient de 7 zile cu adresabilitate la noi, descoperit pozitiv COVID, venit cu pneumonie, diagnostic de pneumonie, ieșit pozitiv COVID. În urma investigațiilor s-a constatat o malformație cardiacă gravă, fără rezolvare, posibilitatea de rezolvare în România ca și intervenție chirurgicală pe cord deschis. Pacientul, după 14 zile, a rămas intubat, ventilat mecanic, dar negativat pe patologia COVID și am reușit să-l transferăm în Italia, a fost operat pe cord. Acum este un bebeluș, un bebeluș de un an și un pic, care se menține sănătos. A fost un succes al echipei medicale pe care o avem noi pe anestezie, terapie intensivă și pediatrie. Mămica se internează alături de nou-născut. Mămicile pozitive se internează cu nou-născutul pozitiv, iar mămicile negative, la solicitarea lor, facem internarea cu asumarea răspunderii, având în vedere consecințele care pot să apară prin contaminarea cu SARS-CoV-2. Sugarii, noi-născuții, într-adevăr, se dezechilibrează foarte ușor, da? Dar au și resurse vitale pentru a compensa. Deci au o putere de a lupta fantastică. Am spus că dacă noi vrem ca adulți să ne dăm seama cum ne depășim limitele, să ne uităm la un nou născut care se agață de viață și încearcă să lupte pentru fiecare respirație a lui. Așa este. Iar prezența mamei contează foarte mult în tratamentul pacientului.